ștafeta masculină de 400 metri liber a României va fi prezentă la Olimpiada de la Rio de Janeiro, după ce Federația Internațională de Natație a oficializat prezența echipei tricolore pe lista celor 16 care vor concura la Jocurile Olimpice. Ștafeta României este compusă din sportivii Norbert Trandafir, Marius Radu, Daniel Macovei și, nu în ultimul rând, Robert Glință, înotător care se antrenează în Baia Mare alături de antrenorul și directorul liceului cu program sportiv, Adrian Gherghel. Cei patru înotători și-au asigurat biletele pentru Jocurile Olimpice în urma a timpului de 3 minute 16 secunde și 54 de sutimi, realizat în semifinalele campionatelor europene de la Londra. De altfel, Robert Glință, Norbert Trandafir și Marius Radu erau deja calificați la Olimpiada de la Rio cu baremul A în probe individuale. Jocurile Olimpice de la Rio vor avea loc în perioada 5-21 august 2016.